care este de 10 lei, iar cei pretențioși își pot închiria chiar și un șezlong. În schimb, toate dușurile sunt gratuite. Sunt așteptați aproximativ 4.000 de bucureșteni astăzi aici pe ștrandul Crângaș, asta în condițiile în care este singurul ștrand din capitală deschis non-stop. Așadar, un weekend canicular cu temperaturi de până la 39, chiar 40 de grade Celsius. Nu mai stați pe gânduri, veniți la ștrand, însă nu vă uitați acasă nici pălăria de soare și nici crema de protecție solară. Mulți bucureșteni au ales să facă o baie în ștrandul Crângaș, care este deschis non-stop. Aveați de ales între ștrand, club, terasă? Nu, din prima am vrut să venim la ștrand. Cei care nu au vrut să facă o baie au ales răcoarea din parc. Unii au stat pe bănci, alții s-au plimbat cu rolele sau cu bicicleta. Ai venit să te răcorești în parc? Da, normal, că ziua e căldură. Și acum seara e mai bine? Da, e mai răcoare, e mai liniște. V-ați plimbat prin tot parcul? Nu. Nu, că nu-i țin picioarele, nu. La terasă un pic și gata, acasă. Cum și astăzi se anunță caniculă, ștrandul, plimbările prin parc sau terasele sunt opțiunile celor care nu au apucat să plece la munte sau la mare. Căldura a dat bătăi de cap românilor care au călătorit cu trenul atât ieri cât și noaptea trecută. Mai bine de un sfert dintre garnituri, 330 mai exact, au avut întârzieri totale de peste 4200 de minute. Trenurile